Scandal uriaș în județul Alba. Reprezentanții unei ferme de creștere a păsărilor au îngropat 20.000 de găini moarte în loc să le incinereze. Autoritățile au demarat de urgență o anchetă. Societatea a dat faliment, iar din cauza datoriilor a fost oprit curentul în hală în care se aflau găinile. Păsările au murit sufocate și trebuiau incinerate. Compania nu a ars găinile pe motiv că nu avea bani. Ce ar fi trebuit? Cum ar fi trebuit să procedeze? Ar trebui să ducă la incinerare. Dar ei au motivat faptul că nu au bani. Imediat ce s-a aflat că firma nu a respectat regulile, autoritățile au început controlele și au sancționat cu amenzile maxime. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au amendat societatea cu 100.000 de lei noi pentru nerespectarea autorizației integrate de mediu. Localnicii sunt revoltați și spun că se confruntă cu un miros insuportabil. Ei se tem că le va fi afectată apa din fântâni și mai mult că se vor îmbolnăvi. Dar ce părere aveți de ce au făcut? Ba nu-i bine, normal că nu-i bine. Afectează și fântânile cu apa. Mirosul ăla, că nu poți deschide un jean de la mirosul ăsta. Bolnăvești. Nu, stai, ce spune. Să fie arsă, decât să fie îngropat. Eu așa cred că era bine. Asta e părerea mea. Dacă erau arsă, erau mai bine. Autoritățile vor verifica în continuare ferma de păsări pentru a se asigura că locuitorii nu mai sunt în pericol.